promisiunea zilei pentru tine. Astăzi, din Isaia 42:3, unde cuvântul lui Dumnezeu îți spune: trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. De multe ori ne simțim slabi, iar viața noastră este sub povara problemelor, a necazurilor și de multe ori copleșită de întristări și de durere, la fel cum evreii erau robi în Babilon, fără bucurie, departe de țara lor și aproape că se stingeau ca popor. Suntem ca o trestie frântă care aproape se rupe în bătaia vântului, încercărilor și poverilor. Și probabil că mulți dintre dumneavoastră, cei ce ascultați acest cuvânt, sunteți în această stare chiar acum. Promisiunea aceasta ne inspiră încrederea că Dumnezeul nostru ne va primi cu blândețe și se va îngriji de noi, deși suntem slabi, înconvoiați și fără valoare ca o trestie aproape ruptă. Domnul Iisus, ca un mântuitor blând și îndurător, ne va lua pe umerii Săi și ne va purta pe tărâmul eliberării de orice poveri, pe tărâmul păcii și speranței, ne va da putere să ne ridicăm și să avem din nou tăria de a ne bucura de viață. Se poate ca viața mea spirituală și relația cu Dumnezeu să fie asemănate cu un muc care fumigă, a cărui flacără s-a stins și care dă numai fum. Am devenit mai mult o piedică decât un ajutor. Gândurile Duhului nostru tulburat ne șoptesc că Satana a suflat în lumina noastră și că Domnul nu va întârzia să oprească fumul neplăcut care iese, stingând complet lumina noastră cu un stingător. Vestea bună, dragă ascultătorule, este că Domnul Iisus nu are stingătoare. El este lumina. Dacă la brațele sfeșnicului tău sunt doar mucuri, nu dispera. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va aprinde din nou viața ta. Duhul lui Dumnezeu va sufla în focul vieții tale și va face ca flacăra lui să strălucească spre slava lui Dumnezeu și spre lauda dragostei și bunătății lui. Dacă acum când asculți această promisiune socotești că viața ta este fără sens și nu mai simți nicio bucurie sau speranță, mă rog ca puterea acestei promisiuni să te atingă și prin ea să te ridici din starea ta. Domnul Iisus a murit pe cruce pentru tine și în locul tău. El și-a dat viața pentru a-ți putea oferi și ție posibilitatea de a trăi veșnic. Dacă ești ca un muc fumegând, crede chiar acum că Dumnezeu își împlinește promisiunea aceasta cu tine. El te aprinde din nou pentru El, pentru a trăi o viață duhovnicească înflăcărată, pentru gloria numelui Său. Trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu să te binecuvinteze!